Iată-ne și în această seară la Casa Domnului, într-o seară care îmbracă un caracter deosebit, pentru că nu în fiecare joi facem ceea ce facem astăzi. În fiecare joi să ne aplecăm asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și aceasta o vom face și astăzi. De aceea aș vrea să avem în vedere faptul că cei doi frați pe care astăzi prin voia Domnului și cu votul bisericii poarta cerului, îi punem în slujba de diaconi. Sunt frați care au nevoie să fie întăriți de Domnul și binecuvântați de Domnul, cum de altfel fiecare dintre noi avem această nevoie. Însă, pentru că vorbim despre diaconi, și foarte adesea noi, cei ce vorbim mult despre diaconi, nu prea știm bine ce sunt aceia diaconi. Și unii înțeleg într-un fel, unii înțeleg altfel, unii sunt în stare să se zbată să ajungă diacon, alții sunt în stare să privească cu dispreț un diacon. Aș vrea să ne uităm în scriptură. Și ne vom uita în scriptură la pasajul în care se vorbește prima dată despre diacon, ca să înțelegem ce înseamnă a fi diacon. Puteți să rămâneți așezați, cu același respect însă primim cuvântul Domnului. Chiar dacă stăm așezați pe scaune, e cuvântul Domnului și cel pe care îl citim și ne rugăm ca să fie cuvântul Domnului și cel pe care îl predicăm. Scriptura spune așa. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul cenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea la ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozeli din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Amin. În fața cuvântului lui Dumnezeu, dragii mei, aș vrea să stăm câteva momente în această seară, conștienți de faptul că serviciile noastre sunt mai scurte decât de obicei. Mi-ar plăcea să stăruim mai mult asupra cuvântului, dar situația în care ne aflăm ne obligă să avem servicii mai scurte. Ceea ce aș vrea să vă spun din capul locului este că biserica este o ambasadă a lui Dumnezeu pe pământ. Vă place să auziți asta? Sigur. Numai că asta ne responsabilizează. Când zicem ambasada lui Dumnezeu pe pământ, înseamnă că noi trebuie să trăim aici, pe pământ, după regulile lui Dumnezeu. Dacă vă voi spune că biserica este spitalul lui Dumnezeu aici pe pământ în care el vindecă sufletele bolnave, vă place să auziți asta? Asta face Dumnezeu în biserică. Biserica, dacă vreți să folosim alte comparații și metafore, este o școală în care Dumnezeu își pregătește lucrătorii pentru împărăția sa. Biblia ne arată că biserica este o casă, un templu al lui Dumnezeu. Biblia ne spune că biserica este familia lui Dumnezeu. Însă vreau să mai pun o întrebare la care nu vă grăbiți să răspundeți, că s-ar putea să greșiți. Plin de entuziasm fiind, s-ar putea să greșiți. Este Biserica locul perfect? Dragii mei, Biserica este formată din oameni imperfecți. Perfect e unul singur, Domnul și Capul Bisericii. Dar biserica este formată din oameni imperfecți. Eu, știți că am o slujbă care mă obligă să uh, supraveghez mai multe biserici. Și când am început slujba aceasta, așa, supărat oarecum m-am apropiat de fratele Tipei, care era președintele cultului în vremea aceea. Și am zis, frate Tipei, nu mi-am imaginat că în biserica Domnului sunt atâtea probleme. Am crescut în biserică, dar nu mi-am imaginat că sunt atâtea probleme. Și mi-a zis așa, Nelule, totdeauna au fost probleme, pentru că biserica este formată din oameni cu probleme. Și dacă ați fost atenți la textul pe care l-am citit în această seară, vedem că biserica primară pe care o idealizăm, despre care vorbim foarte frumos. Ne place să citim ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea puinii în legătura frățească în rugăciune. Ne place să idealizăm asta, dar ați fost atenți la ce am citit din Scriptură? Ceea ce v-am citit din Scriptură este un pasaj care ne arată că biserica primară avea probleme. Ce fel de problemă, dragii mei? Scriptura zice în Cornilescu, cârteau că unii au fost trecuți cu vederea, văduvele cu tare au fost trecute cu vederea. Știți ce înseamnă asta? Că în biserica primară, ca și în biserica de astăzi, s-a strecurat duh de invidie, duh de nemulțumire, ceartă și au apărut probleme. Însă aș vrea să înțelegem astăzi. Soluția pe care Dumnezeu a avut-o pentru problemele Bisericii e simplă. Știți care este soluția lui Dumnezeu pentru problemele Bisericii? Citiți tare cuvântul acela: Diaconi. Dumnezeu, când Biserica a avut probleme, a zis-o: oh, E nevoie de diaconi. Ei bine, dragii mei, aș vrea astăzi să mă îngăduiți să spun biserici întregi, dar aș vrea să mă audă foarte bine Iani și Beni. Să mă audă ei foarte bine. Vreau să spun câteva lucruri pe care le înțeleg uitându-mă la acest pasaj din Scriptură, le înțeleg despre lucrarea diaconilor. În primul rând, chemarea diaconilor. Care e chemarea lor? Pentru că nu uitați, biserica avea nemulțumiri, biserica avea probleme și Dumnezeu cheamă șapte bărbați în biserica aceea. Acolo, în biserica aceea unde s-a strecurat, cum am, cum am spus, nemulțumirea, invidia, favoritismul, au apărut certuri, oamenii chemați de Dumnezeu să aducă soluții pentru problemele bisericii. Sunt diaconii. De aceea, astăzi ne uităm la ceea ce înseamnă să fii diacon, și aș vrea să spun că ei, diaconii, iani și beni. Ei sunt oameni care nu creează probleme, ci rezolvă probleme. Amin. <laughs> Am așteptat aminul lor. <laughs> diaconii sunt oamenii care nu creează probleme, ci rezolvă probleme. Problemele Pot să le creeze toți. Oricine poate să creeze probleme. Însă, voia lui Dumnezeu pentru diaconi este aceea de a aduce soluții pentru probleme. Și dacă v-ați uitat atenți la cuvântul pe care l-am citit, vom vedea că prin ei Dumnezeu a rezolvat o problemă pe care o avea Biserica în vremea aceea. Prin urmare, rostul diaconilor este acela de a aduce pacea. Rostul diaconilor este acela de a aduce mulțumirea să nu fie creator și generator de nemulțumire. Doamne, ajută-i pe cei doi și pe toți diaconii din biserica noastră. Mergem mai departe, ca să înțelegem ce înseamnă diacon, prima dată spune ea o chemare și chemarea lor este să rezolve probleme. Și pentru rezolvarea problemelor, uitați-vă dumneavoastră, întâi i-au cruțat pe apostoli. Au zis, îi ajutăm pe apostol să nu le fie prea greu, apostolii să se poată îndelernici cu vestirea cuvântului. Și noi slujim la mese, facem tot ceea ce trebuie, lucrăm în tot ceea ce trebuie în biserică ca să fie bine. Însă pe lângă chemarea diaconilor trebuie astăzi să vorbim un pic despre caracterul diaconilor. De ce? Pentru că uitați-vă ce zice Scriptura. Versetul 3 zice așa: Alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Nu poți să fii un om aducător de pace, nu poți să rezolvi problemele oamenilor, nu poți să rezolvi problemele Bisericii dacă nu ești un om integru. Integritatea este condiția non a slujirii în biserica Domnului. Și dacă vă uitați, există pasaje care ne vorbesc despre cei ce slujesc în biserică, vă rog să vă uitați ce spune Pavel în Timotei, ce spune în Tit. Peste tot se pune accentul pe caracterul celor ce slujesc în biserica Domnului. Din păcate, multe biserici au făcut greșeli mari. Pentru că atunci când s-au orientat spre oameni care se slujească, s-au orientat spre oameni care au carismă, neapărat carismă. Dragii mei, carisma, darurile, le dă Domnul. Dar dacă în spatele lor nu este un caracter sănătos, ia gândiți-vă dumneavoastră la oameni cu mare carismă, pe care știți și ați auzit. Oameni cu mare carismă, dar care s-au prăbușit în mod lamentabil, pentru că n-au știut să păstreze un caracter după voia lui Dumnezeu. Caracterul slujitorului lui Dumnezeu trebuie să semene cu caracterul lui Dumnezeu. De ce credeți că zice Scriptura, alegeți dintre voi bărbați, vorbiți de bine și după aceea zice așa, plin de Duhul Sfânt și plin de înțelepciune. Pentru că atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, noi am învățat anul acesta, am avut un studiu biblic joia numit Roada Duhului Sfânt. Când ești plin de Duhul Sfânt, rodești. Și ce rodești? Uitați-vă, roada Duhului din potrivă este dragostea. Dă -o doamne din belșug. Bucuria. Și pe asta dă o doamne din belșug. Pacea, dă-o, Doamne, din belșug, îndelunga răbdare, dă-o, Doamne, din belșug, bunătatea, dă-o, Doamne, din belșug, facerea de bine, dă-o, Doamne, din belșug, credincioșia, dă-o, Doamne, din belșug, blândețea, dă-o, Doamne, din belșug, înfrânarea poftelor, dă-o, Doamne, din belșug. E un caracter, virtuțile diaconului trebuie să le cuprinde pe toate acestea, dar nu zice numai atât, plin de Duhul Sfânt, ci zice plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Acum, există înțelepciuni și înțelepciuni. Biblia ne spune că este o înțelepciune firească, dar tot Biblia ne spune că este înțelepciunea care vine de sus. Și știți ce spune Biblia despre înțelepciunea care vine de sus? vă rog să mă ascultați bine, pentru că și ea conține virtuțile acestea atât de necesare oricărui diacon. De aceea zice să fie plin de Duhul Sfânt și înțelepciune. Zice în Iacov, capitolul 3, versetul 17 și 18, așa. Zice, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, că așa lucrează diaconul în curăție pașnică, ca așa lucrează diaconul ca să aducă pace, pașnică, blândă, așa lucrează diaconul cu blândețe, ușor de înduplecat, așa lucrează diaconul, nu cu încăpățânare, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. N-am să insist pentru că ceasul se învârte, dar nevoia de caracter la un diacon, este indispensabilă. Nu se poate să fii diacon și să n-ai un caracter care se potrivește cu al Domnului. Nu se poate să fii prezbiter și să n-ai un caracter care se potrivește cu al Domnului. Nu se poate să fii păstor și să n-ai un caracter care se potrivește cu al Domnului. De aceea pun astăzi accentul pe chemare, pe caracter când e vorba de diacon, dar mai zic ceva, și credincioșia diaconilor este foarte importantă. Credincioșia diaconilor. De ce vorbesc despre credincioșia lor? Lista asta de diaconi, pe câți dintre ei îi știți? Dintre cei pe care i-am citit aici. Îi mai recitesc o dată. Ascultați. Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena, Nicolae. Despre care știți mai mult? Sigur, Filip și Stefan, așa zice Beni. <laughs> Filip și Stefan, Ștefan și Filip. Ei bine, uitați-vă la Ștefan. Biblia spune în capitolul următor ceva despre credincioșia lui Ștefan. Dragii mei, știți cum a fost credincioșia lui Ștefan? Absolut uimitoare. L-au apucat. Au căutat să-l intimideze. Și el stătea și mărturisea pe Iisus Hristos cu credincioșie. Și la un moment dat au luat pietre și au aruncat spre el și l-au lovit cu pietre. Și Ștefan a rămas credincios lângă Domnul pe care l-a slujit. Nu s-a uitat la viața lui, a rămas credincios până la moarte Domnului și lucrării sale. Domne ajută-i! Să ne uităm la Filip. Îmi place credincioșia lui Filip. Știți ce spune scriptura despre Filip? Dacă ne uităm în capitolul 8 din Faptele Apostolilor, Duhul Domnului îl trimite pe Filip în Samaria. Și îl folosește Domnul într-un mod extraordinar pe diaconul Filip. A vrut Dumnezeu să-l folosească într-un mod deosebit ca evanghelist. E treaba lui Dumnezeu. Darurile e treaba lui Dumnezeu cum le dă. Și uitați-vă, îl ia pe Filip, îl trimite în Samaria și acolo zice Scriptura, e chiar un titlu în Biblie, trezirea din Samaria. A fost o trezire. Mii de oameni s-au întors cu fața către Domnul. Semne, minuni, toate cele. Și Filip era omul pe care l-a folosit Domnul pentru asta. A stat credincios în fața miilor de oameni. Și foarte interesant. La un moment dat, Petru și Ioan, apostolii, a auzit despre ceea ce face Domnul în Samaria. Și apostolii s-au dus și ei în Samaria. Și nu le-a zis Filip, stați, stați, că aici e postata mea, nu? S-au dus dintr-o dată Filip, nu mai este în scenă. De ce? Pentru că și-a știut locul, și-a știut rostul, și-a știut chemarea. Și apoi Dumnezeu începe să-i folosească pe apostol și samariteni încep să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și se face o lucrare extraordinară în Samaria. Dar Filip, care a fost credincios în fața miilor de oameni, aude glasul Domnului printr-un înger care îi zice, acolo în Samaria, îi zice îngerul Domnului, du-te pe drumul acela pustiu care merge spre Gaza, du-te pe drumul acela pustiu, pentru că vreau să te folosesc acolo. Știți la câți oameni l-a trimis Domnul pe Filip? La un om. Acum imaginați-vă să predici la sute de oameni și după aceea să te duci la covaci. Ce zici? E chestie de credincioșie, dragii mei. Aici e vorba despre credincioșie, despre nimic mai mult. Și Filip cu credincioșie slujește și la mulți, slujește și la puțin. Nimic nu-i mai dureros decât să vezi oameni așa numiți slujitori cu mofturi. Oh, când am auzit despre un star din ăsta, predicator, îmi spunea pastorul din biserica din Ronați când mai trăia fratele de Dan, îmi spunea, l-am sunat pe cutare și am zis, nu vrei să vii și la noi la biserică să predici? Ce prima întrebare care mi-a pus-o, a zis, dar câți sunteți acolo? Când a auzit câți sunt, nu frate, nu. Ei bine, dragii mei, la mulți sau la puțini, omul chemat de Dumnezeu slujește cu credincioșie. Și iată-l pe Filip, slujește cu credincioșie la un om ca și la o mie. Doamne! ajută-i pe diaconii noștri așa să lucreze. Însă, astăzi, aș vrea să mai spunem ceva și despre casa diaconilor. Fiecare dintre cei doi sunt cu soția alături. Biblia, dragii mei, ne obligă să înțelegem că un diacon, un prezbiter, un păstor, când slujește, nu slujește singur, ci slujirea îi implică în mod direct sau indirect și pe cei din casă. Dacă vrem să vedem casa celor șapte, nu putem să vedem decât Duhul Domnului ne lasă să ne uităm în casa unuia dintre ei, numai la unul dintre ei ne lasă Domnul să ne uităm în casă. În casa lui Ștefan, nu. Al lui Nicolae, nu. Al lui Nicanor, al lui Timon, al lui Parmena, nu. În casa lui Filip ne lasă să ne uităm. A lui Filip, acela. Cum ne lasă să ne uităm? Dacă citim Cartea Faptele Apostolilor, la un moment dat, echipa de misionare a Apostolului Pavel, Pavel nu mergea cu unul, cu doi, Știți că Pavel era însoțit de doctorul Luca care a scris asta, dar erau mulți cu el. Dima a fost cu el și alții care mai târziu l-a părăsit din dragoste pentru lume. Și erau mulți care îl însoțeau pe Pavel. Mergea o echipă de misionari. Și fiți atenți, în fapte 21 zice așa. A doua zi, scrie Luca, doctorul care era cu Pavel, a doua zi am plecat și am ajuns în Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evangelistul care era unul din cei șapte și am găzduit la el. Parcă aș vrea să știu câți au fost ăștia acolo în echipă. Nu știu câți au fost. Dar zice, am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei șapte și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Și zice, apoi, fiindcă stăteam de mai multe zile acolo și așa mai departe. Dragii mei, știți ce îmi spune mie asta despre Casa Diaconului? Îmi spune că este o casă în care toți slujeți Domnului. Alexandra și Laura, nu pot să nu mă adresez și vouă astăzi. Intrarea în slujbă a soților voștri vă obligă. Vă obligă. Spun uneori când mă duc la ordinări, mai predic din textul din Timotei și spun, înțeleaptă soție trebuie să aibă un slujitor. Înțeleaptă. Pentru că zice, când vorbește despre diaconii în Timotei, zice, după ce zice diaconii să fie așa și așa, zice femeile de asemenea. Adică, exact ca ei trebuie să fie și ele. De ce? Pentru că nu odată stau în casă și îmi sună telefonul. Și mă sună cineva și. Pot să-l pun eu pe silent, pe numai eu să aud la ureche. Dar o soție deșteaptă își dă seama. Și dacă mă aude numai pe mine ce vorbesc, își dă seama despre ce e vorba și vai câte nu aude un slujitor. Câte nu aude. Dacă soția este una care dă din casă, nu e așa că strică lucrarea slujitorului? Ba da. Tocmai de aceea spun, casa diaconului trebuie să fie o casă care este angajată în slujire cu totul. Mă rog, Domnului, ca și copiii voștri să fie copii care vor înțelege chemarea aceasta la lucrare. Mi-e drag să mă uit în Scriptură. Știți cum erau fetele lui Filip? Avea patru fete. Proroceau. Filip făcea lucrarea, soția lui făcea lucrarea cu el și fetele lui erau implicate în lucrarea lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbesc despre ospitalitatea, să-ți vină o echipă de bărbați de pe drumuri și fiți atenți, nu era vremea aia în care zicea Alo, vedeți că suntem prin zonă, venim la voi, ajungem undeva pe la ora 8. Nu, nu, era fără anunțuri. Au picat acolo și au zis unde stă pocăitul. Unde stă diaconul? Unde stă evanghelistul? Acolo. Și nici nu era vremea în care uh, comandai catering sau pizza la domiciliu, pentru nu știu câți bărbați. Spun asta ca să înțelegem că întotdeauna casa unui slujitor trebuie să fie o casă de sacrificiu. O casă de sacrificiu. Părinții mei n-au fost slujitori, dar în satul meu veneau oameni din multe părți. Satul meu era Valea Groșilor, oamenii de generația mea, penticostalii de generația mea știu că era un adevărat pelerinaj în anii 70, un adevărat pelerinaj era acolo, veneau oameni din toate părțile țării. Și era o duminică anume când veneau oameni mulți. Întotdeauna când veneau oameni mulți, eu dormeam acolo jos. Îmi puneau ceva jos pentru că musafirii stăteau în pat. Toată casa, toată casa trebuie să se sacrifice pentru lucrarea lui Dumnezeu. Beni Ani, pe voi doi vă rog să veniți un pic aici. Nu facem încă rugăciunea. Dar vreau să vă chem aici, pentru că vreau să schimbăm slide-ul ăsta. Și vreau să stați în fața bisericii, schimbăm slide-ul cu un alt slide dacă îl avem, să înțelegem un pic ce înseamnă diacon și să chemăm biserica aceasta. Ia, uitați-vă acolo. Vreau să facem un acronim și nu vreau să le predic eu, că vor zice, oh, e păstorul exigent și cere mult și așa mai departe. Aș vrea să predicăm toți. Toți, toți, toți. Uitați-vă, când zicem diacon, vreau să avem un acronim. Diacon începe cu litera D. Știți ce vreau să înțeleagă diaconii astăzi, că trebuie să fie un diacon? Trebuie să fie un om disponibil. Frați și surori din Biserica Poarta Cerului, vreți ca diaconii din biserica aceasta să fie disponibili? Atunci vă rog din suflet, Citiți dumneavoastră tare primul cuvânt de acolo. Citiți-l tare dumneavoastră. Iani și Beni, pentru voi au zis, frații, disponibil. spun din nou, slujirea cu mofturi. Eu n-am timp, eu nu pot, eu nu. Asta nu cape la diaconi. Nu cape. Diaconul trebuie să fie un om disponibil. Doamne, ajută-i! Merge mai departe asta, Iubitori, uitați-vă! Spuneți-le, dumneavoastră! Spuneți-le! Ați auzit ce vrea Biserica? Să fiți oameni iubitori. Pentru că, la urma urmei, asta este caracterul lui Hristos în noi. Hristos este dragoste, Dumnezeu este dragoste. Trebuie cu iubire să-i slujiți pe oameni. De aceea, astăzi subliniez acest adevăr. Trebuie să fiți iubitori. Mergem mai departe! Citiți dumneavoastră, să nu zică că eu am zis. Ascultători. Ascultători. Și acum mă opresc aici. Pentru o vreme Dumnezeu m-a chemat să slujesc ca păstor al acestei biserici. Dar n-aș vrea să încep cu asta. Slujirile noastre sunt pentru o vreme. Nu știm niciodată când Dumnezeu zice gata. De aceea vreau să vă spun, ascultarea trebuie să fie întâi de Domnul. Dar ascultarea trebuie să fie și de cei mai mari ai tăi în Domnul. Așa trebuie să fie ascultarea. Doamne, ajută-i! Ziceți, fraților! Credincioși. credincioși trebuie să fie diaconii, credincioși chemării lor. Așa cum a fost Filip credincios, așa cum a fost Stefan credincios. Fiți credincioși lucrării la care v-a încredințat Domnul. Să știți că nu vă va lua Domnul la întrebări pentru nu știu care lucrare, ci numai pentru aceea care v-a fost încredințată. De aceea fiți credincioși lucrării pe care v-a încredințat-o Domnul în această zi. Domnul să vă ajute. Ziceți, fraților, onest. diaconul trebuie să fie onest. Știți ce înseamnă asta? nu cu două fețe, zice în Timotei. Așa de rău mă doare când aud despre oameni care cu ăla vorbesc așa, cu ăla al vorbesc așa. Ăștia sunt oameni care se descalifică automat de la slujbă. Fraților, va a chemat biserica, vă cheamă Scriptura, e un indiciu clar în Timotei. Onestitatea este o obligație. Fiți oameni onești ca să vă puteți face slujba în modul în care îi place lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute. Și ultimul. N-ați zis tot deodată acum. Așa trebuie să fie un diacon. Domnul să vă ajute să fiți cu adevărat ceea ce vrea El să fiți. Neprihănirea înalță un popor, păcatul e rușinea popoarelor, dar neprihănirea îl înalță pe un slujitor, Doamne ajută-ne să fim oameni neprihăniți.